Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii FRF, Raport de Joc. Sunt Ionuț Petrișor, gazda dumneavoastră în fiecare săptămână. În acest moment ne puteți urmări pe pagina de Facebook a Federației Române de Fotbal și pe canalul de YouTube FRF TV. Acolo găsiți multe materiale exclusive despre viața echipelor naționale de fotbal ale României, indiferent de nivelul acestora, de vârsta de la care provin jucătorii. Discutăm astăzi despre o săptămână importantă în fotbalul românesc, ținând cont de faptul că vom avea meciuri la nivelul național sub 19, la nivelul echipei naționale sub 21, dar și la echipa mare, două partide extrem de interesante. În primul rând vom juca cu Turcia pe 9 noiembrie pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj, acolo unde vă așteptăm în număr cât mai mare, apoi pe 14 noiembrie pe Arena Națională contra Olandei. De asemenea, echipa națională are nevoie de sprijinul dumneavoastră. În plus, o dublă extrem de importantă pentru tineretul condus de Dani Isăilă. Jucăm cu Portugalia la Ovidiu, pe stadionul celor de la Viitorul, pe 10 noiembrie. De asemenea, cei care sunteți interesați de evoluția acestei generații, una foarte bună până în acest moment, suntem lideri în grupa de calificare. Vă așteptăm și pe dumneavoastră număr cât mai mare să susțineți tineretul. În plus, vom vorbi și despre echipa națională sub 19 ani, care va participa la un turneu de calificare în Grecia, extrem de important. De aceea, astăzi în studio lângă mine se află președintele Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, domnul Mihai Stoichiță. Bun găsit, domnule Stoichiță! Bine ați venit! Multe subiecte importante de discutat, pentru că vom avea meciuri extrem de importante pentru naționalele noastre, unele cu miză, chiar dacă, de exemplu, la echipa mare vom avea ceva, vor fi doar două partide amicale, dar unele importante în perspectiva pregătirii lucrurilor care miza urmează. Miza e viitorul acolo. Corect. Însă vom începe, înainte de a discuta despre aceste meciuri, de ceea ce s-a întâmplat în ultimul comitet executiv. La propunerea dumneavoastră, selecționerul Cosmin Contra a fost votat în funcția de vicepreședinte al Comisiei Tehnice. De ce ați venit cu această propunere, în primul rând? În primul rând, pentru o mai mare transparență, o comunicare mai bună între Comisia Tehnică și staful echipei naționale. Doi, acolo sunt oameni la care și Contra poate să fie foarte atent, să primească foarte multe sfaturi de la oameni de fotbal care au făcut istorie, atât ca jucători cât și ca antrenori în fotbalul românesc. Trei, este o coeziune și eu cred că faptul că în ultima vreme, nu știu dacă ați observat, Contra, Mutu, toți ceilalți s-au implicat și în activitatea echipelor de juniori, fiind prezenți pe la cantonament, pe la Mogoșoaia, stând de vorbă cu copii, dându-le sfaturi, mie se pare că această coeziune trebuie întărită pentru simplu fapt, nu numai că să dăm impresia că suntem o familie, ci pur și simplu pentru a da exemplu cam ceea ce ar trebui să fie o muncă comună pentru o activitate îmbunătățită a fotbalului la nivel de echipe reprezentative. Astea sunt motive simple pe care eu nu le răstălmăcesc. Am citit că nu-l vom putea analiza pe Contra. Cum să nu putem să nu-l analizăm? L-am analizat pe Dau în cadrul Comisiei Tehnice, având reprezentant de la echipa națională, Ionuț Badea. Era asistentul lui. Oricând, dar tocmai acest lucru mie mi se pare că este pozitiv prin faptul că în afara unei analize deschide și un dialog. E foarte important acest lucru. Va fi prezent la ședințele Comisiei Tehnice? Da, de ce nu? Și când va avea posibilitatea, mă gândesc? Absolut, oricând vom fixa aceste ședințe încât să poată să vină și el, așa cum a făcut și cu Ionuț Badea la vremea respectivă. Nu știu dacă a lipsit la vreun comitet, la vreo comisie tehnică când am venit eu la Federație de 6 luni. Și chiar era o chestie foarte bună, pentru că dacă aveam anumite întrebări către selecționerul de atunci, le puneam lui Ionuț și, normal, Ionuț putea să ne lumineze într-un fel misterele care erau pentru noi la vremea respectivă. Așa că astea sunt motivele reale, nimic altceva. Nu neapărat, nu știu dacă avea nevoie de funcția să vicepreședinte al Comisiei Tehnice. El are altă menire în Federație, dar e bine să simtă pulsul tuturor aspectelor ce țin de tehnic în Federația Română de Fotbal.
Și legat de o altă întâlnire pe care ați avut-o extrem de interesantă, din ceea ce știu, dumneavoastră și managerul departamentului de scouting al Federației Române de Fotbal, domnul Giolgău, ați fost plecați la Belfast la o consfătuire a antrenorilor. Nu. O consfătuire cu directorii tehnici al Federațiilor Internaționale și al șefilor de școli de antrenori din toată Europa, în legătură cu formarea antrenorilor tutori, mă rog, multe probleme legate de educația antrenorilor formatori, cum le spunem noi la ora actuală. Și nu numai. A fost o... În primul rând a fost perturbată de furtuna aia, Ofelia, cum s-a numit, care ne-a obligat să pierdem o zi jumate până luăm drapa acolo. Și a perturbat nițel și a comprimat programul, dar după aia, într-adevăr, au fost foarte multe lucruri interesante. Luând cuvântul foarte mulți lectori din cadrul UEFA, dar trebuie să subliniez că mie punctul culminant, și îmi face plăcere să o spun, l-a reprezentat prezentarea unui român, Ionuț Lupescu, directorul tehnic al UEFA, care, vreau să spun, mie mi s-a părut cel mai interesant lucru văzut acolo. Afară de el a mai fost Michael O'Neill, antrenorul echipei Irlandei de Nord, care se poate lăuda cu o calificare și cu șansa în continuare de a se califica, calificare la campionatul european, nu? European, și cu șansa de a merge mai departe într-o dublă cu Elveția pentru campionatul mondial. Multe lucruri interesante. Mi-am pus și întrebări, chiar eu l-am întrebat în plen acolo. La nivelul fotbalului nord-irlandez, în care au o arie mult mai redusă ca noi de selecție, el a lucrat cu aceiași jucători care sunt de vreo 5-6 ani în aceeași formulă și care i-a moștenit. Nu știu dacă are împrospătat foarte mult lotul ăsta. Mie mi se pare că a făcut minun cu ei și l-am întrebat, nu cumva ești magician pentru că să folosești același lot de jucători cu care Irlanda nu se poate, de nord, nu se poate lăuda cu foarte multe performanțe. În sfârșit a fost foarte amabil și un tip carismatic, deși în săptămâna aia a avut beleaua aia că l-au prins să ia băul la volan și au dat și o amendă de vreo 1000 și ceva de lire și i-au suspendat carnetul, dar tip optimist, genul lor, cum sunt ei, așa o... nație deosebită. După aia am mai prezentat iar o lecție, ca să vedeți, ne-am dus la o conferință a antrenorilor, mă rog, foștilor antrenori de fotbal, directori, tehnici acum, mă rog, șef de școală de antrenori, și ne-a fost ținut o lecție de către antrenorul naționalei de rugby a Irlandei de Nord. Dom'le, din punct de vedere motivațional am învățat foarte multe lucruri de acolo. De fapt, o să-ți aduc materialele. Și o să dau și link-ul pe care să intri, pentru că eu nu cred că trebuie ținut secret și prezentate ca toată lumea să aibă acces la informație despre lucrurile pozitive care apar în fotbalul european. De asemenea, au mai fost și niște lecții practice pe stadionul Windsor Park, stadionul, arena națională a lor, cum da, s-ar numi, da, unde ni s-au prezentat lecții de cum să urmărim formarea unui antrenor de către tutorele seniori și de către tutor. Tot o chestie interesantă pe care tot așa o voi pune pe site-ul Federației. Plus multe, multe alte lucruri. Vorbim puțin și despre ceea ce se întâmplă în România, pentru că ați participat la o întâlnire mai altfel, să spunem, ca un diriginte ați fost, nu? Sau ca niște profesori. Vorbesc de episodul jucătorilor de la Dinamo. V-ați întâlnit deja cu jucătorii tineri, nu? Cu Nedelcearu, cu Costache, cei care... Nedelcearu este convocat la sub-21, Costache, din păcate, s-a accidentat și nu va putea fi prezent. Cum a decurs această întâlnire? Ați participat dumneavoastră, Adrian Mutu, managerul sportiv, nu? Și selecționerul Cosmin Contra. Păi a fost ca directorul școlii cu profesorul și cu dirigintele, știi, cam așa bine. Îi cunosc și foarte bine pentru că au trecut, au lucrat la împreună. Ne-am permis să îi invităm, chiar dacă nu aparțin federației, aparțin de un club normal, dar ei sunt jucători despre perspectivă pentru
echipa națională, echipele naționale sunt titulari la echipele naționale în tineret, unde activează junior, mă rog. Și au fost atât de acuzați în ultima vreme, mie mi se pare că problema nu trebuie tratată cu niște oameni condamnați pe viață la muncă silnică, ci niște oameni care sunt recuperabili, sunt niște copii până la urmă, care, la fel ca și noi toți ceilalți, am făcut prostii la vremea noastră. Le-am dat și exemple din viața personală. Sper să fi înțeles pozitivismul soluțiilor pe care le-am ales noi ca să le continuăm carierele. Că am fost și eu în situația lor la 19 ani, când eram pe la Petroșean și nu mă ascund. Le-am povestit exact ce și cum. Și le-am zis, bă, sunt două drumuri în viață. Cel bun și cel rău. Depinde pe care vreți voi să o luați. Credeți că au înțeles? Adică sunt convins, sunt convins. Pentru că ei au și o relație specială. Bine, eu sunt... Așa mai... Nu i-am cunoscut aproape, foarte aproape pe ei. Așa, ca fotbaliști, contactele normale care le ai în punct de vedere al întâlnirilor cu pe teren sau, știu, în vestiarul unei echipe. Pe când Mutu și Contra au fost implicați în educația lor și în formarea lor ca fotbaliști. Și promovarea lor ca fotbaliști. Pentru că Costache a fost, practic, poți să spui că e produsul lui Contra. Și al lui Elian. Normal că ei cunoșteau mult mai multe amănunte din viața lor, au foarte multe legături și cunosc foarte multe elemente, amănunte despre ei. Eu cred că am făcut bine ce am făcut și sper ca Nede și cu Costache să înțeleagă că, de fapt, noi acolo nu i-am chemat să-i certăm, nu i-am chemat să-i ajutăm. Am înțeles că va fi o implicare, de exemplu, și în cazul la Libec. De asemenea, o discuție acolo pentru... Acolo e cu totul altceva. Cazul, atât de mediatizat cu caz la Libec, faptul că, domne, nu se pregătește, nu joacă, nu știu ce... E nervos nu știu ce... Astea sunt chestii care pot fi remediate foarte ușor și bând o cafea cu... Adi și cu Cosmin, probabil că ei, cunoscându-se și foarte bine, pot să pună de acord în privința unor elemente, pentru că, având jucător talentat ca Alibec și neputând să-l prezinți lumii în cadrul echipei naționale, e o mare pierdere, pentru că nu colcă e România de talente de nivelul lui, știi? Și atunci, ca și la ceilalți doi, că eu le-am explicat copiilor, voi vezi, voi reprezentați investiția în voi de 11-12 ani. Nu se poate forma un fotbalist într-un an de zile sau într-o jumătate de an. Voi de 11-12 ani vă chinuiți pe terenurile de fotbal să ajungeți unde ați ajuns. Unul titular la Național Tineret, unul în vizor echipei Național Tineret și al echipei mari. Amândoi, da? Și nu-i păcat de voi. Pe atâta chin să dai cu piciorul la ce ai făcut până acum, în loc să ajungi, știu eu, să joci la echipa națională și după aia, cine știe la ce club să te ia până în Europa, pentru că nu trebuie să ne ascundem, ăsta este visul fiecărui fotbalist din România, către mai bine. Deocamdată ăsta ne e nivelul, cel mai bine la noi reprezintă Steaua FCSB, da? Mai mult de atât, ce să-ți dorești? Să pleci în străinătate la o echipă foarte bună. Să joci pentru națională. Bineînțeles, păi națională e rampa de lansare. Da. Și atunci... Trebuie să-ți fixezi foarte bine obiectivele, să le urmărești, dar în același timp să-și faci tot ceea ce trebuie să faci pentru a ajunge acolo. Discutăm despre partidele care se vor disputa în această săptămână. Mă gândesc la... Nu știu, cu ce preferați să începem? Cu sub 19? Nu, eu aș vrea să încep în primul și în primul rând, sunt convins că ai subliniat, realizările celor din ultima lună. De la sub 17? Nu numai. Este futsalul, în primul rând, care da, Georgia corect. S-a calificat pentru campionatul european și celelalte două calificări, care au la fete și la băieți, la sub 17. Vreau să-i felicit pe toți și pe antrenori și pe jucători pentru sacrificiile care le-au făcut, pentru că au fost foarte multe, pentru faptul că au rezistat presiunii, mai ales băieții aici în țară, unde faptul că joci în fața propriilor spectatori te obligă foarte mult. Pentru dăruirea care au avut-o, chiar dacă eu sunt foarte conștient, n-a fost cel mai bun fotbal, trebuie să recunoaștem asta și am făcut și o analiză. Dar
dar modul în care s-au dăruit, modul în care au luptat pentru acest obiectiv este lăudabil, absolut toată lumea. Asta nu înseamnă că nu vom analiza ce s-a întâmplat, să încercăm să remediem exact ce credem noi că e mai bine pentru viitorul turneu, care va fi probabil la sfârșitul lui martie, nu știm unde, nu s-a fixat, la fel. Da, turul de elită va fi. Turul de elită, da. Și să ne agățăm de aceste lucruri, pentru că e foarte greu să ajungi acolo, noi am ajuns, și nu trebuie să ne mulțumim cu atât. Deja, de fapt, eu am uitat bucuria și chiar dacă par un pic răutăcios așa în relația cu ei, cu absolut toată lumea, că pun așa un pic de presiune, păi nu-s mulțumit cu atât. Eu vreau mai mult tot timpul. Și atunci nu te supăra. Mie mi se pare normală o stare de efervescență, de tensiune așa continuă în care să-ți dorești mai mult decât ai realizat. Încă o dată le spun felicitări. Ce va fi acum, în schimb? Practic începe un nou drum pentru ei, o nouă etapă. Acum, în schimb, vedeți, a fost o toamnă plină și dacă reușim să o încununăm și cu niște rezultate pozitive la, în primul rând, la zona tineretului, care nu știu de când n-a mai fost o echipă a României, situația de a fi pe primul loc după atâtea jocuri și cu șanse mari, dacă nu pierzi în următoarele două jocuri, să ai 90% șanse să te califici la turneul final al campionatului european de tineret. Păi, am ajuns aici. Păi, acum trebuie să facem totul, cele mai mari sacrificii ca să putem să urcăm acolo unde ne dorim. Și nu știu cum să vă zic, sunt ocazii, la fel și cei de sub 19 care merg la Iraklion, în Grecia, în Creta, în insula Creta, unde vor juca și ei într-o grupă pentru turneul de elită, o grupă grea la prima vedere, Grecia, Rusia... Grecia, țara gazdă, Rusia. Gibraltar. Bine, Gibraltar, hai să spunem că... Dar întotdeauna trebuie să fii extrem de atent cu orice echipă la ora actuală. Deci dacă reușim și să în toamna asta să încununăm activitatea fotbalistică la nivel de naționale, pozitivismul rezultatelor celor două echipe care participă în competiții oficiale, eu cred că este un an, exceptând, știu eu, necalificarea națională, putem să spunem că este un an reușit din punct de vedere fotbalistic. Vorbind de cei de sub 19 puțin, e un lot, de fapt, trebuie să facem legătura sub 19, sub 21 și echipa mare, pentru că știu că dumneavoastră ați fost omul care ați insistat să existe o colaborare între cele două echipe, adică jucătorii care pot evolua la un nivel de vârstă și având competiții importante să joace acolo. Mă uit pe lotul de sub 19 și văd jucători precum Screciu, care era convocat de obicei la tineret, Mățan, da. Sunt nume importante aici, chiar Moruțan, Moldoveanu, Suntean, toți au fost la un moment dat la sub 21. Ei merg la sub 19 pentru a încerca o calificare. E clar că există o colaborare și o linie pe care merg toți selecționerii din federație. Deci, îmi pare bine că cei doi selecționeri, Daniel Isaila și cu Adi Boingiu, sunt extrem de raționali și și-au împărțit exact cum crede că e mai bine componența loturilor. Pentru că Isaila, având prioritate, putea să fie așa un pic mai răutăcios și să ia mai mulți jucători de la sub 19. Dar Isaila este un băiat care a înțeles extrem de bine importanța momentului în care se află și cei de la sub 19 și și-a făcut o echipă echilibrată pentru meciul cu Portugalia. Pentru dubla, Portugalia-Țara Galilor, pentru că sunt conectate una cu alta. Și astfel are posibilitatea și Adi Boingiu să-și formeze o echipă puternică. După cum ați văzut, numai tu ai rostit câteva nume, jucători foarte talentați care joacă constant în Liga 1 la vârste fragede. Nu avem emoții, de ce să spun, nu avem emoții, deși eu nu am emoții, deși întâlnim o echipă foarte puternică, Portugalia. Nu fac comparații gen, bă, Bosnia i-a bătut pe Portugalia și de ce, dar mă gândesc. Și nu i-a bătut Bosnia, ca să spune că asta exact, e de fapt. Dar mă gândesc, dacă i-a bătut Bosnia, de ce nu? Și altcineva să poată să-i bată. În cazul nostru, echipa noastră, România. Totul este o concentrare de inspirație din partea antrenorului. Nu poate fi vorba de lipsă de pregătire pentru că sunt toți jucători în plin calendar competițional
Și deci absolut toată lumea este la standarde, la nivel ridicat la toate capitolele. Nu se pune problema, știu eu, absenței calității pregătirilor. Așa că semne bune sunt. Acum trebuie să așteptăm săptămâna viitoare, este decisivă. Da, e, cei de la sub 19 debutează cu Grecia, primul meci pare data de 8. Da, e extrem de important, după care jucăm cu Rusia, ultimul meci cu Gibraltarul, cu probabil cu cele două, primele două, să spunem, merg mai departe, nu e ca la sub 17 unde mergeau și locurile de cele mai bune locuri, nu, 3. Nu, primele două. Aici merg doar primele două, se strânge lupta. Vorbeam de sub 21, din păcate au ceva probleme, spuneau cei de acolo, faptul că, de exemplu, Tudor e un jucător în mare formă, s-a accidentat grav și nu va putea participa, Costache iarăși este o pierdere, însă o echipă sub 21 care are patru partide disputate și este lider într-o grupă cu Portugalia, cu Elveția. De ce nu ai mai pe cei chemați la... Nu, sunt și nume extrem de importante, adică... Nici nu știi pe care să-l alegi ce nume. Cel puțin de la mijloc în sus spuneau că se bucură că au... Mie îmi pare bine că are probleme, Daniel, spuneau în alegerea jucătorilor și are atâta presiune. Să dea Dumnezeu să aibă, știu eu, și mai mare presiune, să aibă mai mulți jucători de valoare decât are acum. E bine să fii în situația asta și să, într-adevăr, să fii inspirat, să alegi, să ai curajul să faci ceea ce gândești, nu să ai foarte multe îndoieli. Nu mai e cazul la el, care este un antrenor cu experiență deja, un antrenor care a dovedit calitățile pe care le are și atunci nu cred că vom avea probleme. Într-adevăr, avem jucători, cel puțin cei din întrecerea internă, cu acea regulă sub 21, foarte multe meciuri jucate de ei și evoluții foarte bune, adică nu doar că bifează minute, ci au și realizări. Atât de hulita în trecut regulă sub 21, atât de lăudată regulă sub 21 din momentul actual. Auzisem o variantă propusă, cred că de Cosmin Contra, spunea că poate ar trebui să mergem mai departe, ținând cont de faptul că avem rezultate și să mergem să folosim doi jucători sub 21. Ca să îi creștem și mai mult. Adică e clar că probabil că și evoluțiile lor rezultă din aceste performanțe. Mă uitam, de exemplu, Cristi Manea, integralist la CFR Cluj. 16 partide de 90 de minute. Plus ceilalți care sunt Cicăldău, Nedelcu joacă la FCSB, Nedelcearu. Nume importante. Man, Tripleta, Balaure, Steaua, spune. Coman. Da. Craiova are jucători. Da. Burlacu, care tot la fel e un nume apărut. Deci avem perspective și pare o generație extrem de bine construită, deși făceam un calcul, mulți dintre ei cred că vor participa și la următoarele preliminare. Nu te pune pe gândul reactivarea academiilor de fotbal în cadrul unor cluburi care au renunțat cam ușor la ele, Recte, Steaua, hai să luăm exemplu Steaua, care și-au dat seama că importul îți dă satisfacții de moment, pe când producerea de valori, creșterea lor în cadrul intern, în cadrul clubului tău, îți dă și mai mari satisfacții pe care poți să le... Chiar dacă suferi un pic la început, dar poți să te bucuri pe termen foarte lung de ele. Uneori, momentele astea de bucurie cu echipe, știu eu, cum a fost CFR Cluj la un moment dat, a adus numai străini. Și, într-adevăr, lăudabil ce au făcut, au câștigat, au prezentat frumos. A fost rețeta lor. A fost rețeta lor, dar foarte pe termen scurt. N-a durat foarte mult, minune. După aia, uite, și Steaua a avut academie, la un moment dat a renunțat de ea și acum s-a întors la acea idee. S-a văzut că acest lucru Hagi este... Deci trebuie să-l lăudăm pentru ce face și pentru ce a făcut. Și eu nu-l laud pentru realizările campionate, mă rog, ce... Eu îl laud pentru ideea în sine, pentru că asta perpetuează probabil existența fotbalului nostru la un anumit nivel. Dacă vom avea mai multe academii în genul lui Hagi, exemplu pe care îl laud eu, probabil că vom ajunge mult mai sus. De fapt... Dar mă uitam că avem, în afară de acest lucru, dezvoltarea acelui sector de scouting extern ne-a dus jucători pe care nu-i știam la un moment dat. Adică mă uitam la sub 17, avem jucători de la Juventus, de la Inter, avem din Germania, de la Nuremberg, mi se pare că Marone, avem acum la sub 19, la fel mă uitam, Trușescu de la AS Roma, foarte Mikovski. Mulți avem de afară. Și la echipele mai fragede ca vârstă avem, da, mulți jucători de afară.
Vreau să spun că scouting-ul care aparține lui Gheorghiță Giolgău are o activitate extrem de complexă și extrem de reușită. Eu am participat la câteva selecții făcute de el împreună cu colaboratorii lui și sunt impresionat de ce se întâmplă acolo, pentru că văd că, într-adevăr, dăm roade. Giolgău a fost ieri și alaltă, el parcă să vadă un jucător român care joacă la Paris Saint-Germain. Noi nu știam asta. El știe în relațiile care le are, o face foarte bine. Să vedem cu ce concluzii vin și este benefică treaba asta. Avem jucători foarte talentați care au venit din străinătate. La sub 17 vorbești de Marone, de Dumitru, de... Mă rog, Boloca, da, Dumitru, uitasem de el, Boloca, de Atletico. Dumitru descoperit la o acțiune de scouting în Spania, adică a fost un nume care... Da, un jucător foarte talentat. Da, și care a și înscris în acest turneu. O acțiune organizată de Gheorghiță acolo o să continue. Mi se pare că au fost 13 acțiuni la nivel internațional. Da, până acum. Și uite că au dat dorade. Prima oară pare așa o aventură, să te duci, să chem. Uite că nu e o aventură, este un lucru concret care dă roade. Ne întrerupem pentru câteva minute de publicitate, însă cu siguranță vom discuta și despre Naționala Mare, meciuri extrem de importante, primul contra lui Mircea Lucescu, un duel extrem de interesant care va avea loc la Cluj. Publicitate acum și revenim cu discuția despre echipa României antrenată de Cosmin Contra. Unii au inventat fotbalul, alții l-au redefinit. Împreună au scris istorie. Anglia-Germania, vineri la 10 seara, exclusiv la Telecom Sport 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A venit momentul de răpărit la România! Faceți-o cu prietenii! Bergambir, maturată la rece, filtrată la rece și cu CO2 din fermentație naturală pentru o răcorire adevărată. Berea cu o singură misiune, să răcorească România. Răcorim România! Prietenii știu de ce! Pentru toți vecinii, Penny are cardul de vecin cu care ai zilnic reduceri la o grămadă de articole, săptămânal șansa de a plăti doar jumătate din coșul de cumpărături, plus un voucher de ziua ta. Așa, ca între vecini. Ai card de vecin? Ai acum reducere dublă la Natura, fasole albă Bob Mic. 14% reducere sau 28% reducere cu cardul de vecin și Casa Gustului, Salamar Delenesc. 11% reducere sau 22% reducere cu cardul de vecin. Penny știe ce ne place! Așa cum anunțam înainte de pauza de publicitate, vom discuta, bineînțeles, și despre echipa națională care va avea două amicale extrem de puternice. Primul contra Turciei pe 9 noiembrie la Cluj, apoi pe 14 noiembrie pe Arena Națională contra formației Olandei. Domnule Stoichiță, două amicale extrem de puternice, chiar dacă, să spunem, niciuna dintre cele trei echipe implicate nu vor participa la turneul final din Rusia, însă și Turcia și Olanda rămân în continuare echipe importante în Europa și vom avea două teste puternice în perspectiva a ceea ce urmează, pregătirea pentru preliminarele campionatului european care vor începe toamna viitoare. De ce nu și noi să nu ne poziționăm în această situație? Că chiar dacă nu participăm, suntem totuși o echipă importantă, nu suntem chiar de neglijat. Iar ultimele rezultate ne dau speranțe. Este e o dublă a orgolilor rănite, e o dublă al viitorului, cum am mai spus, este un început pentru un ciclu condus de Cosmin Contra. Să sperăm că va fi unul reușit în care el să-și edifice foarte clar ideile pentru viitor, pentru Cupa Națiunilor. Liga Națiunilor, da, și preliminarele pentru campionatul european. Preliminarele campionatului european în care el să fie foarte clar în ceea ce vrea să facă în continuare. Aș fi, știu eu, ridicol să spun că nu mă interesează și rezultatul, pentru că
Neimieni îmi spunea la un moment dat, bă, numai victorii le aduc victorii, să știi. Mi-aș dori foarte mult ca, virgulă, Cosmin să aibă reușită și ca rezultat. Dar bineînțeles și ca joc să vedem germenii unui viitor reușit pentru echipa noastră națională. Am jucat două partide oficiale cu Cosmin contra selecționer. Am jucat două partide oficiale, ca parcă au adus așa rezultate, un suflu da, nou. Asta vorbeam, atitudine nouă. O atitudine diferită față de perioada în care a fost Cristof la echipa națională. Este misterul vieții mele, n-am să reușesc să descoper niciodată ce s-a întâmplat atunci. Că nu pot să spui despre Domn că era un tehnician fără valoare. Dar se întâmplă în viață, ai și momente de genul ăsta, mai ales în viața antrenorilor. Cosmin a revitalizat naționala și au jucat cu foarte mare plăcere cele două partide. Eu putând să stau și pe ei pe acolo să observ ce atitudine au, ce moral, ce stare de spirit, nu numai în cadrul jocului, ci și în cadrul revederilor pe care au avut la cantonament. Să dea Dumnezeu să rămână așa. Am mai spus-o, nu putem să jucăm ca Barcelona într-o lună de zile, niciodată nu se poate întâmpla treaba asta. Dar, până în toamna viitoare, sper să Cosmin să, împreună cu staful lui, să ridice absolut nivelul de joc al echipei naționale, să-și mențină entuziasmul ăsta pe care îl are el și jucătorii. Și starea asta de bucurie că vin să joace împreună. Asta e foarte importantă. Să te bucuri că îți revezi colegul, să te bucuri că îți revezi, știu eu, antrenorul, tot ce atât te înconjoară în cadrul atmosferei lotului național acolo la Mogoșoaia și pe stadion acolo în România sau în altă parte să vezi că toată lumea e alături de tine. Asta este extrem de important. Starea de spirit, starea de luptă. Spunea Cosmin Contra că dacă și-ar dori ceva mai mult de la echipa națională, ar fi aceea ca să fim mult mai incisivi în atac. Că ajungem destul de bine, să zicem, în zona porții, însă nu marcăm. O vedeți și dumneavoastră ca pe o problemă? Este corelată, în primul rând, cu problema vârfului de atac și cu faptul că Florin Andonen a reușit o lungă perioadă de timp să înscrie. De aici vin ideile astea pe care le emite Cosmin. Sunt reale, nu sunt desprinse din cărți cu fairy tales, cu povești, cu zâne sau cine știe ce altceva. Dacă va reuși să elimine precipitarea asta, starea asta de emoție deosebită în fața golului, a jucătorilor care se manifestă în zona respectivă, că nu e numai unul singur, atunci probabil că vom avea și alte rezultate. Înscriind foarte greu, îți creezi o stare de neîncredere în timpul partidei, pentru că toată lumea e crispată, dom'le, luptăm ca să nu primim, dar trebuie să și dăm până la urmă. Știi cum e? Există o presiune presiunea rezultatului în care fără gol nu poți să-l ai. A revenit la echipa națională Budescu, a făcut două partide foarte bune cu Cosmin Contra. Da. Cu prima în rol de, prima a fost de MVP-ul, prima donă. MVP-ul partidei cu Kazahstan. A doua, călător de pian, care îl vedeți ca un jucător, un viitor jucător decisiv în ceea ce înseamnă echipa națională de fotbal, pentru că sunt multe așteptări de la el. Se spune că e numărul 10, ar trebui să fie numărul 10 la echipa națională. El a fost decisiv și acum un an când ne-am calificat, pentru că practic el a decis calificarea în Feroi. Este un jucător decisiv, ce să mai ne ascundem, este un jucător extrem de talentat. Bine pregătit la ora actuală, eu l-am văzut în al doilea meci din Danemarca, l-am urmărit în mod deosebit, neavând și o miză extraordinară în meciul, chiar dacă normal ca român îți doresc să și tremur puțin pentru rezultat, dar m-am uitat foarte atent la el. Risipă mare de energie, jucător de echipă, deci din jucătorul care cu trei zile înainte sau patru când a fost meciul celălalt, era șef de orchestră, aici am mai spus, s-a transformat în cărător de pian, a înțeles momentul pe care îl trăia echipa națională a României acolo, suferință, 10 oameni conduși aia, și n-a încercat să facă ceea ce nu era potrivit în meciul respectiv, a făcut exact ce trebuie. O să vă întreb puțin și despre tot la fel de la ideea lui Cosmin Contra, a problemelor apărute pentru Kipciu, de exemplu, pentru că el nu mai joacă din momentul în care s-a schimbat antrenorul la Anderlecht.
un jucător, probleme, da. Da, asta voiam să spun, un jucător care de când a mers acolo a jucat constant, făcând o comparație cu Stanciu, colegul lui care a oscilat. Ce ar trebui să facă cei doi în această constant situație? Constant și a fost și remarcat în majoritatea meciurilor Kipciu, da, în sezonul. Și juca și stânga, și mijloca stânga, și dreapta, și funda, chiar și fundaș a jucat, a fost folosit. Da. Ce ar trebui să facă în situația asta un fotbalist? Să strângă din dinți. Acum, știi cum e? Nu cunosc situația de la Anderlecht. Nu știu cât de corecte sunt alegerile antrenorului de acolo. Noi vedem... Noi fiecare antrenor are ideile lui, are preferații lui, are jucătorii lui pe care îi focusează extraordinar de mult și îi aruncă în luptă. Asta e adevărul, nu putem să negăm. Vă întrebam, pentru că se apropie perioada de iarnă când se vor face transferuri, se va deschide o nouă fereastră de transferuri. Depinde de ei, dacă vor găsi o echipă bună unde să ducă să joace, e foarte bine. Dacă li se oferă șansa să mai joace acolo, asta se discută în cadrul clubului, pentru că e și o problemă economică aici, nu e numai o problemă de joc. Cel puțin la Stanciu, pe care în primul rând e o problemă economică. La care au plătit foarte mulți bani. Înțelegi? Și atunci ei... Afacerea nu poate dispărea din relația lui Kipciu și a lui Stanciu cu Anderlecht. Afacerea merge înainte, pentru că sunt bani investiți, bani pe care probabil că vor să-i recupereze. Un nou început pentru mine ar fi să ducă la altă echipă care să-i dorească și să-i bage să joace. Pentru că acum că nu joacă de patru etape, nu e foarte important. Nici nu avem vreun meci, știu eu, care să ne decidă soarta, un gen Irlanda de Nord cu Elveția. Pentru nu suntem la baraj, da, că ei vor juca. Nu e un meci decisiv. Sunt meciuri amicale în care practic poți să le dai șansa să joace dacă îi bagă Cosmin și ei să joace foarte bine și să pună pe gânduri pe, știu, antrenorul pe care l-au acolo. Nu-l cunosc cine antrenorul ăsta nou. Voiam să vă întreb puțin și despre Liga 1. Aveți vreun jucător tânăr care v-a atras atenția și care credeți că în curând va face pasul chiar și către echipa mare națională? Numai din Liga 1 și din Liga 2. Uite, sâmbătă nu dau numele, mă duc să văd un jucător care pare interesant pentru echipa națională de tineret. Eligibil pentru tineret. Bineînțeles, tot timpul suntem, dar nu vrem să ne antepronunțăm pentru că nu e bine. Nu, se vorbește foarte mult de Cicâldău, de exemplu, la Rostici și selecționerul. Cicâldău e... Pentru mine e o certitudine, nu mai are. L-ați vedea făcând... E posibil să spunem în martie, când vor fi acțiuni pentru echipa mare și tineretul nu va avea să fie convocat la echipa națională mare? El, Nedel, cu jucătorii despre care s-a vorbit mereu, Manea? Probabil că da. Probabil că da. Probabil că da, mai ales pentru faptul că Cosmin și-a manifestat dorința de a aduce și sânge proaspăt în cadrul echipei naționale, sânge tânăr. Sunt jucători care confirmă concurența pe posturile respective este destul de grea, dar cu jucători cu mare experiență, gen Pintili, gen Hoban, dar asta e foarte bine, pentru că în fond și la urmă asta este cursul vieții, știi? Ăia sunt exemple pentru ei, ei trebuie să-i urmeze, să le pună probleme, din păcate, cu asta e legea concurenței. Și vom vedea la toamnă cei care confirmă. Mai este un sezon, sezonul de primăvară, în care vom putea urmări absolut toți jucătorii. Mai ales dacă vor participa în play-off și probabil că întâlnirile vor fi mult mai tare. Îți dai seama acolo că play-off-ul este un avantaj pentru echipele care reușesc să ajungă acolo. De ce? Pentru că play-out-ul își pierde mult de interes, nu sunt atât de mult urmărite. Pe când play-off-ul își mărește, își multiplică, știu eu, cota de interes. Așa că vom avea ocazia să vedem meciuri foarte tari, cu mulți jucători tineri angrenați în ele, mulți jucători tineri care vor fi puși etapă de etapă în situații foarte grele, întâlnind echipe de valoare, și tacerne, știi cum e. Și atunci, în afară de asta, ei adună foarte multă experiență în meciurile astea tari. E bine pentru sezonul viitor. O ultimă întrebare. Ce așteptări aveți de la echipa națională la această partidă amicale cu Turcia și Olanda? Ce ar trebui să urmărim? Eu ți-am zis, în primul rând, jocul, dar eu îmi doresc foarte mult și rezultate. Pentru că rezultatele impun respect, în primul și în primul rând.
Dacă sunt echipe necalificate la turneul final al campionatului mondial, nu pot să spui că jucăm cu cine știe ce superputeri. Deci nu există niciun fel de barieră psihică care să fie, să zic, bă, aoleu, joc cu ăia. Nu, jucăm cu două echipe care sunt în situația noastră. Deci putem să le întrecem. Așa văd eu partida asta și îmi doresc foarte mult, foarte mult pentru băieți, pentru antrenori, să aibă și rezultate bune. Și jocul, nu să fim meschini, să stăm cu, știu eu, fundul în poartă, da, hai să spun. Da, nu era rușine să ne apărăm, spun cuvântul. Da, să ne apărăm. Dar și jocul să ne dea o probă de curaj. Ceea ce nu-i lipsește lui Contral, este un tip curajos care se bate cu toată lumea. Asta aștept eu de la aceste două întâlniri. Restul vin de la sine. Conștientizarea jucătorului de importanța meciurilor. Implicarea lui care trebuie să fie maximă. Astea sunt problemele lor interne acolo. Nu... Dar o să le observăm. Asta este important. Noi o să fim observatori la aceste meciuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Le ținem pumnii tuturor echipelor naționale și sub 19 ani, sub 21, echipa mare, bineînțeles. Veți afla toate amănuntele legate de aceste echipe naționale, multe informații, reportaje din cantonamentul echipei naționale de tineret, dar și de la echipa mare. Bineînțeles, vă vom ține la curent și cu ceea ce se întâmplă în Grecia la echipa sub 19 ani, antrenată de Adrian Boingiu. Hai România, vă așteptăm un număr cât mai mare, atât la Cluj, cât și pe Arena Națională, să susținem selecționata condusă de Cosmin Contra, dar și la Ovidiu, un meci extrem de important pe 10 noiembrie contra Portugaliei. Vă mulțumim foarte mult, fiți alături în continuare de echipele naționale de fotbal ale României.